Cu tristețe și regret imens, Partida Romilor anunță că în această săptămână, organizația a pierdut unul dintre cei mai importanți membri ai echipei sale, Steliana Gheorghe. Ne-a părăsit mult prea devreme, răpusă de o boală necruțătoare. A fost o profesionistă desăvârșită, un om dedicat și o colegă inimoasă, care în cei peste 10 ani de activitate a contribuit prin munca sa la dezvoltarea proiectelor organizației și la solidaritatea și unitatea echipei Partidei Romilor. Toți cei care au avut bucuria să o cunoască și să lucreze alături de Steliana i-au apreciat devotamentul, personalitatea puternică, farmecul și modestia. În aceste momente grele, echipa din Viața Romilor și colegii din Partida Romilor sunt alături de familia greu încercată și îi transmit sincere condoleanțe. Drum lin, Steliana. Bun găsit la emisiunea Din Viața Romilor. În ediția de astăzi vă prezentăm un material realizat de echipa noastră la Giurgiu, unde președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, a discutat deschis cu autoritățile publice și cu liderii filialelor din județ despre aplicarea legii 156 pe 2023 privind prevenirea separării copilului de familie. În continuare, vedeți cum s-a derulat întâlnirea președintelui Partidei Romilor cu liderii filialelor organizației din județul Vâlcea. Detalii privind strategiile de implicare a tinerilor romi în dezvoltarea comunității și promovarea valorilor etniei aflați într-un reportaj realizat la Călimănești, unde membrii organizației de tineret a Partidei Romilor s-au întâlnit în cadrul conferinței STAR Sunt tânăr activ rom. Tot în această ediție vă invităm să vedeți cum s-au mobilizat reprezentanții filialelor Partidei Romilor din centrul și nord-vestul țării în cadrul întâlnirilor regionale din zona Ardealului. Rămâneți alături de noi, Din Viața Romilor începe chiar acum! Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa, s-a deplasat împreună cu Iulian Paraschiv, prim vicepreședinte al Partidei Romilor și coordonator al regiunii Oltenia și cu secretarul general al organizației, Bogdan Paraschiv, în municipiul Râmnicu-Vâlcea cu scopul de a informa pe cei prezenți despre prevederile legii 156 pe 2023. La sediul filialei Partida Romilor din Râmnicu-Vâlcea, comitetul director și președinții din județele Dolj, Gorj, Mehedin și Alomița au discutat inclusiv probleme organizatorice privind o viitoare adunare generală, accentuând importanța structurilor regionale și locale, dar și a prezenței liderilor în teritoriu. Începem cu un subiect care vizează, pe de-o parte, discuțiile avute în zona informațiilor apărute pe Facebook, informațiilor apărute în presă, referitoare la proiectul de lege, așa îl cunoașteți voi, PLX 145, dar nu mai este 145 pentru că a fost promulgat de președintele României de la data de 3 iunie. Este proiectul de lege 156, la care vorbește despre aceeași chestiune și este vorba de prevenirea separării copilului de familie. Sau, după cum știți voi, legea firea. Aici vom avea niște discuții și probabil să existe și întrebări din partea dumneavoastră. Așteptăm întrebările ca să putem să vă răspundem. Și aveți ocazia să primiți cele mai avizate răspunsuri pentru a lămuri problema aceasta cât de cât. Un al doilea subiect este legat de forma de organizare la nivelul județului Vâlcea. Și nu în ultim rând, un al treilea subiect este vorba de forma de organizare și reprezentativitate a organizației noastre la nivelul regiunii Oltenia. Mă bucur astăzi, dragi prieteni și domnii președinți și domnule președinte,
că astăzi ați venit în județul ăsta să mai vedeți, să ne mai vedeți, să știți cu ce ne mai ocupăm și cum ne implicăm noi toți romii ăștia. Chiar dacă un om muncește, să știți că sunt într-un copac care face multe roade, există cineva care mai dă cu piatra. Avem aici pe Rudy, care este pastor, are 350-400 de oameni și mergeam la biserică și a avut o viziune și spunea despre această chestiune că, mă, oamenii buni nu sunt lătrăi. Oamenii care muncesc și au grijă de comunitate. Vreau să fac în fiecare comunitate, cum a zis domnul președinte, mă duc în fiecare comunitate de țigani și am să, prin vot, fiecare să-și aleagă conducerea de structura, conducerea, ca să fim totul legal. Am trimis și actele pentru ca la tribunal domnul președinte ne-a solicitat ca să trimite acele acte în care să se facă structurile adevărate în județ. Cum vorbești despre comunitățile de romi, aici este un subiect mult mai sensibil și mult mai delicat decât pare la prima vedere. De politica comunităților de romi se ferește toată lumea, pentru că în comunitățile de romi sunt foarte multe probleme nerezolvate de foarte, foarte mulți ani. De voturile romilor se folosește toată lumea. Dar de politica romilor nu se îngrijește toată lumea. Ca să ai o organizație puternică a romilor din România și mai ales la Vâlcea sau și la Vâlcea, să ai o echipă de oameni care să fie devotați. Pentru că nu poți să abandonezi aici la noi, nu este ca la un partid care se naște înaintea alegerilor și după alegeri, dacă nu a câștigat eu știu, anumite scoruri electorale, intră în disoluție. Voi ați văzut o parte dintre voi de-a lungul anilor că au fost asemenea partide. A fost Partidul Național Țărănesc, care imediat după anul 2000 a intrat în disoluție. Nu mai se știe nimic de el. A mai fost Partidul Funar de pe la Cluj, care tot așa a intrat în disoluție. A mai fost Partidul Dan Diaconescu, care a intrat, a venit cu tule și trâmbițe și a intrat în Parlament, până a intrat în disoluție. Pro-România a intrat în Parlament, a intrat în disoluție. Partidul Democrat a urcat și a intrat în disoluție. Sunt o grămadă partide care se nasc așa pe un curent, nu obțin scorurile care vor și intră în disoluție. La noi problema e delicată, pentru că la noi și că ai pierdut și că ai câștigat, trebuie să continui. Pentru că problemele comunităților sunt aceleași. Probabil că această cultură politică în comunitățile de romi, această cultură politică la care noi aspirăm, ca să-i spunem așa, să avem rezultate mult mai mari, va fi posibilă, dar nu știm când va fi posibilă. Probabil va fi posibilă peste o generație. Probabil că eu nici nu o să mai fiu în viață, nici diamant și nici mulți dintre noi. O să vină o altă generație, o să gândească altcumva, se va pune problema altcumva. Dar până atunci este necesar să continuăm. De exemplu, mă simt nevoit să spun treaba aceasta. La începutul anilor 1990 erau foarte multe organizații ale țiganilor care fiecare încerca să reprezinte câte ceva. Ba că eram împărțiți pe neamuri, Căldărarii deoparte, bine, Căldărarii și acum sunt deoparte, nu sunt cu noi. Vursarii deoparte, îi lanțe așa. Dar văzut că a câștigat Partida Romilor din 1990-92 și tot așa mai departe, au intrat cei în disoluție. S-au desfințat. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă noi n-am obținut grup parlamentar Partida Romilor din 1992 și până în prezent de 30 de ani? Dacă am fi abandonat și noi?
Vă întreb eu, toate acele rezultate pe care le avem că s-au făcut și s-au înfăptuit în acești 30 de ani de zile, ar mai fi fost? Vă spun că nu ar mai fi fost. Am citit niște rapoarte ale Eurostatului și rapoartele Eurostatului arată că rapoarte elaborate în anul 2022, nu în 2023, deci în primăvara anului 2022, făcute în anul 2021 pe parcursul anului 2022 și ne aducem aminte că a fost anul 2020, pandemia, 2021 și ulterior 2022 cu impactul major la nivel european și urmările catastrofale care le-a avut această pandemie. Eurostatul ne spune așa. În Europa, la momentul actual, sunt foarte multe state care pericolul de expunere a cetățenilor statelor în cauză membre ale Uniunii Europene, pericolul de a sărăci, de a se afla în situație extremă de sărăcie, nu severă, severă este altceva, este foarte mare. Și vă enunț acum patru țări care îmi vin în minte și să vedeți evoluția și care este situația reală. Spania are 22-24% din populație aproape expusă la sărăcie. Grecia are 30% populație expusă la sărăcie. Bulgaria are 33-34%, România 35%. Ce înseamnă această chestiune? Chestiunea este următoarea, și anume că politicile făcute de către popularii europeni în ultimii 15 ani de zile spre 20, dar 15 ani siguri, au fost unele greșite, pentru că au încurajat foarte, foarte mult zona liberală, au încurajat foarte, foarte mult prin legile pe care le-au dat la nivel european companiile astea multinaționale, au ajuns în situația în care exploatarea omului de către om este mai mult decât credeam. Bineînțeles că tehnologia și-a făcut loc și atunci au dispărut locurile de muncă, salarizarea a fost din ce în ce mai proastă, nimeni nu se mai poate lăuda cu faptul că o duce bine în Germania, Franța sau pe unde mai vreți voi, prin Spania, ci și acolo de-abia mai supraviețuiesc. Și ia uite că dacă te uiți de la Europa, de la Est la Vest, avem mai multe situații de acest gen. Și atunci, ce face Uniunea Europeană? Schimbă puțin mecanismul și vine în încurajarea, cu bani europeni, bineînțeles, vine în încurajarea populației pe anumite segmente și anumite categorii. Pentru prima dată, planificarea financiară europeană, Planul Național de Redresare și Reziliență, admite, deci contribuabilul european, admite că trebuie să se furnizeze bani și să se infuzeze bani în direcția asta. Procesul ăsta de reconfigurare a populației sărace, paupere, din zonele limitrofe până în zonele centrale, nu ține doar de
capitolul ăsta pe legea 156 de a sprijini copilul ca să rămână în familie. Este un întreg ansamblu de politici care urmează să se implementeze în toată Europa, inclusiv în România. Ca să încerci să ataci sărăcia. Nu o poți ataca doar cu aceste subvenții care vor veni din partea primăriilor pentru copiii noștri și doar atât. Pentru că trebuie să ne uităm și la părinți, dacă au loc de muncă, trebuie să ne uităm și la condiții, dacă au apă, dacă au canalizare, dacă tot așa mai departe. Condițiile de trai coroborate odată cu venituri și nu în ultim rând cu viitorul copiilor pe care trebuie să-l asigurăm. Așa vine și legea 156 a doamnei Firea. Și spune, haideți să ajutăm familiile care au probleme și au copii, chiar 1, 2, 3, nu contează, să-i ajutăm și financiar, dar să-i ajutăm și după o logică firească ca să crească acești copii în sânul familiei, pentru că oricum noi nu avem unde să-i luăm statul, unde să-i luăm și unde să-i ducem, că nu avem unde să-i ducem. Și aceste politici durează, vor dura cel puțin pe această programare financiară europeană, cel puțin 7 ani de zile. 5, 6, 7 ani de zile, cam atâta vor dura. Nu este o chestiune care se face astăzi și se termină imediat după alegeri. Sau este în contextul alegerilor. Este benefic pentru alegeri, dar nu se termină odată cu alegerile. Ci va fi un proces întreg. Este posibil, dacă nu își revine echilibru socio-economic la nivel european, să mai continue încă o programare financiară pe următorii 7 ani de zile. Acum, cu referire la faptul că statul român ia copii. O să dau cuvântul și lui Bogdan Paraschiv, care este subsecretar de stat la Ministerul Familiei. Este în sânul lor acolo, știe mai bine decât mine multe aspecte, o să vi le explice. Partida Romilor nu ar fi lăsat vreodată o lege să facă rău comunității de la. Adică suntem acolo puși de comunitate și niciodată nu am fi lăsat o lege să treacă și nu vom lăsa să facă rău comunității noastre. Pentru că pe voi vă reprezentăm. Spunea domnul președinte la început de date statistice și de unde a pornit această lege. La nivelul anului 2022, în România se aflau peste 50.000 de 48.000 de copii aflați într-o măsură de protecție specială. Adică luați din sânul familiei. Dar pe legea 272, care este în vigoare din 2004, da? Deci vorbim de foarte mulți ani, și alți zeci de mii aflați în monitorizare. Aici a creat, la nivelul Comisiei Europene, a creat un lucru care a spus ce facem cu acești copii care tind, prin modul în care sunt în România, tind să fie instituționalizați. Și a venit această lege. Ce trebuie să înțelegem? Că nu face altceva decât să întărească capacitatea primărilor de a veni cu măsuri concrete pentru familiile care se află în dificultate de a se îngriji de copii. Cum spunea și domnul președinte, de acei copii care nu au cu ce să meargă la școală și știm foarte bine că toți avem o comunitate, copii care nu au cu ce să se îmbrace, murdari sau nu au apă potabilă acasă. Știm, în pandemie toată lumea ne spunea să ne spălăm pe mâini, dar multe case de romi nici nu au apă potabilă sau apă cu care să se spele da, pe mâini. Această lege vine să ne ajute și pe noi, pe cei de la Partida Romilor, și de aceea, prin modul în care voi, ca lideri, interacționați cu primarii, trebuie să le aduceți la cunoștință cazuri în care familiile sunt în acest risc de a fi excluși copiii. Vorbim de un abandon școlar crescut, 8 din 10 copii romi abandonează școala. Un fenomen foarte, foarte îngrijorător pentru toată lumea și de aceea legea aceasta
trebuie să fie promovată cu adevărat în sensul bun, pentru că legea doar asta face, lucruri bune pentru comunitatea defavorizată, indiferent de etnia din care facem parte cu toții. Spune așa, în lege, la articolul 12 cu 1, că înainte să se facă aceste anchete sociale, se constituie un consiliu consultativ local, din care consiliul consultativ local trebuie neapărat să facă parte și omul nostru. Pe lângă polițist, pe lângă ăsta, cum îi spune, liderul de influență religios, adică preotul. Poate să fie preotul, dar poate să fie pastor penticostal, nu contează, sau baptist, nu contează. Cineva din zona medicală, adică mediator sanitar, dacă avem noi. Medicul de familie, mediator de școlar și tot așa mai departe. Se creează, uite cum am fi noi aici, suntem un consiliu consultativ la o primărie, îți dăm un exemplu să înțelegem toți. Noi suntem constituiți în baza unei hotărâri de consiliu local și noi avem cel care conduce acest consiliu consultativ, este Iulian Paraschiv. Care Iulian Paraschiv cine este? Șeful direcției sau departamentului de asistență socială și protecția copilului. Iulian Paraschiv vine și se consultă cu noi și spune așa, printre care avem și țiganii ai noștri. Și spune, domnule, avem 7 cazuri sau 10 cazuri. Care sunt ăia, mă? Cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Păi, hai să vedem, ăștia sunt, da. Ce probleme are ăsta? Ce probleme are ăla? Ce probleme are ăla? Începe o anchetă socială care durează o perioadă de timp și, pe urmă, începe monitorizarea un an de zile. După ce vine primăria și face intervenție, cu ajutor, cu una, cu alta, te spune, bă, lasă copiii la școală. Ia să vedem, ai făcut analizele, îi face analizele. Ia să vedem, i-ai dat să mănânce? Nu. Ia îmbracă-l, ia încalță-l, ia vino încoace. Adică nu te lasă așa de capul tău. După un an de zile, dacă vede că ești nebun și o ții cu băutura și vrei să-ți dai copiii la cerșit, vrei să-ți abuzezi copiii sau nu știu ce mai faci, sigur că Consiliul Consultativ se întrunește și spune, bă, n-avem ce să facem cu ăsta. Trebuie să luăm copiii la ăștia din mâna, la nemernici ăștia, că uite, își bat joc de ei. Sunteți de acord sau nu? E, decizia o să aparțină comunității. Nu aparține nimănui. Și Iulian Paraschiv vă propune vouă această discuție și el notează ce spuneți voi. Așa se face. Nu se face altcumva. Vine repede și l-a luat. Păi cum să-l ia repede? Că repede nici nu poate. Iar ce ați văzut voi la televizor sunt anchete care au durat ani de zile. 3 ani, 4 ani, 5 ani. Și pe urmă au ajuns la final. Adică au ajuns la final în care finalul omul n-a vrut sub nicio formă. Nici să dea copiii la școală, a continuat-o cu băutura, ori i-a trimis la cerșit, ori au făcut multe chestiuni de genul ăsta. Acum pe mine mă interesează ca și lider la nivel național, ca de altfel și pe colegii noștri, ca de altfel și pe voi, care sunteți aici, că suntem în aceeași barcă, ne interesează viitorul copiilor noștri, e corect? Corect. Păi, corect sau nu? Da. Bă, dacă noi ne iubim copiii, trebuie să ne temem? Păi de ce să mă tem? Bă, mai bine nu-mi iau eu cuțoală și iau copilului meu. Mă las eu nemâncat și dau lui să mănânce. Dar voi puteți să fiți de acord cu faptul că copiii ăștia sunt abuzați? N-avem cum să fim de acord. Nu. Nu se poate. Adică ne spălați, plini de păduchi, trimiți la cerșit, bătuți, maltratați, Thailand. Bă, în care legea lui Dumnezeu ești, mă, tu? Asta înseamnă să ne sprijinim unul pe altul. Asta înseamnă să facem politici participative. Asta înseamnă să punem cu umărul cu toții. Nu înseamnă să stăm așa și să ne uităm, să spunem, uite, bă, ce face românul. Păi da, bă, dar românul îți deschide ușa. Românul te roagă să vorbești frumos, românul te roagă să fii civilizat, Europa te roagă să fii civilizat, ușor, ușor, apucă-te, frate, de treabă. Această lege este o lege bună dacă este să o gândim și să o tratăm așa cum prevede și ceea ce este prevăzut în această lege este bună pentru familiile de romi, pentru primari, pentru comunitate, pentru că nu face altceva decât să corecteze lipsurile, da, din anumite familii care se confruntă cu probleme majore
Eu știu probleme care vor fi identificate, așa cum spune legea, de către o comisie formată în interiorul fiecărei comune, oraș, municipiu și așa mai departe, comisie din care va face parte și câte un cetățean de etnie romă, fie el mediator sanitar, fie mediator școlar, fie un cetățean din interiorul comunității rome, fie, eu știu, un consilier local, după caz, viceprimar, primar și așa mai departe. E, eu consider că la ședința care am avut-o noi, s-a transmis informația atât de bine și de corect de către președintele organizației Partida Romilor, în așa fel încât eu sunt sigur că oamenii noștri, liderii noștri, au conștientizat și au aflat că, de fapt, lucrurile nu stau așa cum s-au, eu știu, auzit prin diversi, da? Și cum a ajuns informația în comunități. La întâlnirile mele au fost prezenți și români. Le-am explicat despre acea lege și lucrurile care sunt total neadevărate, așa cum circulă în spațiul public de către și aruncate minciunile astea de către niște oameni cărora le spun și cu ocazia filmării dumneavoastră să le fie rușine pentru că aruncă astfel de minciuni, încât romii noștri au aplecat urechea la astfel de zvonuri și vreau să vă anunț și pe dumneavoastră că sunt foarte mulți romi care au fugit din casele lor, s-au adăpostit în păduri, chiar și unii de la, din județul meu, din Dolj, s-au pitulat în cimitirul comunității, tocmai pentru a nu le fi luați copii. Vă anunț cu prietenie, dragii mei, romi, că astfel de legi nu există în România în care să vină cineva să-ți ia copilul de acasă. Am avut o discuție cu domnul președinte, cu domnul director al DGAS pe CMHEDIN și a spus că legea este mult mai bună ca înainte, este o adăugire la legea 272 din 2004, iar acum implicarea lor, în familie de, în familie defavorizată, adică nu sunt numai cei de etnie romă, sunt și din populația majoritară, îi obligă mult mai mult, la mult mai multă responsabilitate pe viitor. Trebuie să implice, în primul rând, dau acel punct din lege, prevenția. Ei trebuie să meargă către familie, trebuie să-i învețe cum trebuie să crească copilul, cum trebuie să le duce, vine în sprijin inclusiv cu acele after-school-uri, eu le spun after-school-uri, acele centre de zi, trebuie să implice mult mai mult atât material cât și de locuire. Deci legea, eu zic că este foarte bună, dar trebuie înțeles că nu numai cetățenii noștri de etnie romă sunt în situația asta, eu cred că în populația majoritară sunt mai multe cazuri decât la noi. Problema la noi nu stă neapărat la sărăcie, nu stă neapărat, nu toți romii sunt săraci, această lege nu e pentru țigani, această lege e pentru toți cetățenii României. Și asta trebuie să înțeleagă acești oameni, că nu trebuie să dezinformeze comunitățile de romi, nu trebuie să ajungă informație eronată la comunitățile de romi și trebuie să ajungă o informație reală, ca să nu mai speriem oamenii. Și din punctul meu de vedere, se discută de această lege care este benefică cu after school-uri pentru copii, pentru că și oamenii cu bani și cu oamenii care nu au probleme sociale și chiar vor să-și ducă copiii la un after school, care plătesc de fapt, dar pentru oameni cu probleme sociale, care nu știu carte, care nu știu să explice, să-i ajută copiii la teme, la lecții după terminarea cursurilor școlare. Și aceste after school-uri sunt benefice pentru copiii, pentru că în primul rând îi asigură să-i pregătească, să-și facă lecții, să servească o masă și e benefică pentru copii care provin din grupurile vulnerabile și nu numai din grupurile vulnerabile. Pe lângă întâlnirea conducerii Partidei Romilor Pro-Europa, desfășurată la Râmnicu Vâlcea, la Călimănești, a avut loc conferința STAR 2023, unde au participat numeroși membri din țară ai organizației de tineret,
Scopul celor două zile de activități a fost acela de a dezvolta și implementa noi strategii de organizare, dar și constituirea unor comisii pentru educație, sport, cultură, dezvoltare comunitară și combaterea discriminării. Președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, a fost de asemenea prezent, arătându-se interesat de temele, dar mai ales de motivațiile participanților la conferință. Sunt tânăr activ rom, pentru că în timpurile noastre, în prezent, comunitățile de romi au nevoie de tineri care să ducă mai departe munca seniorilor noștri și să reprezinte comunitățile din care fac parte. Este important să subliniem faptul că tinerii reprezintă viitorul organizației Partida Romilor, să schimbăm structura organizației de tineret ce ține de anumite departamente și comisii în care fac parte, din care vor face parte reprezentanții județelor de la nivelul structurilor de tineret. Este foarte important să învățăm și să punctăm anumite idei, anumite tehnici în care putem eficientiza atât comunicarea interioară cât și comunicarea exterioară în raport cu comunitățile noastre de romi. Noi, fiind tineri la început de drum, trebuie să fim conștienți de importanța comunicării și de rolul nostru de a ne asuma și de a fi responsabil în proiectele pe care le vom demara ce țin de organizația noastră de tineret. Organizația de tineret a Partidei Romilor Pro Europa s-a întâlnit la Călimănești pentru a implementa strategiile de organizare și funcționare ale departamentelor din cadrul organizației de tineret, și anume Secretariatul General, Comunicare și Mass Media și Departamentul de Voluntariat. Nu plecați din Viața Romilor continuă! Au venit aproximativ 40 de reprezentanți ai organizațiilor de tineret constituite la nivel județean. Au venit reprezentanții din structurile de tineret din județele Argeș și Călăraș, Alba, Giurgiu, Bacău, Vrancea, Iași. Noi am încercat să conceptualizăm această comunicare internă prin doi termeni cheie, și anume flux informațional și circuit de documente, pentru a eficientiza transmiterea de informații dintre structurile organizației de tineret. Astăzi am fost aleasă în Comisia pentru Organizația Tineretului. Cred că îi va ajuta pe tinerii din comunitatea INEU de Criș să fie mult mai deștepți, mai deschiși, și pe viitor sper să avem cât mai mulți care vor lua parte la educație. La mine, la Alba, aș vrea să implementez acțiunile pe care noi le stabilim la partea centrală a organizației și sper ca să le implementez cât mai bine la mine în comunitate. În această perioadă am participat la conferința STAR, sunt tânăr activ rom, care s-a desfășurat în Călimănești. Am învățat foarte multe informații noi, mai ales că în această zi am beneficiat de un curs foarte util pentru dezvoltarea noastră privind comunicarea cu relațiile de putere din instituțiile publice. Am învățat modul cum să ne negociem, am învățat ce cuvinte să nu folosim atunci când avem o negociere, și sper eu ca acest curs predat de o doamnă foarte, foarte bine pregătită, și pe această cale dorim să-i mulțumim doamna
Sarmiza, iar mai departe fiecare președinte de sucursală județeană să aplice acest model la nivel de județ, astfel încât să avem o structură compactă, la fel cum o au și seniorii noștri. Îmi iubesc foarte mult munca pe ceea ce fac, îmi iubesc foarte mult oamenii beneficiari, îmi iubesc comunitatea romă și iubesc să fac parte din Partida Romilor Pro Europa. Este foarte important să știți că dacă faceți parte din Partida Romilor ca și voluntari, aveți foarte multe posibilități să creșteți ca și persoană. Voluntariatul este, cred că, cel mai important punct din care tinerii pleacă. Toți am plecat astfel, chiar și cei mai mari din Partida Romilor. Și odată cu începerea acestui contract pe care noi l-am demarat și mă simt onorată să fiu coordonatoare a acestui birou, aștept cât mai mulți tineri să vină, să se implice, pentru că avem nevoie de noua generație care să vină să ne sprijine, să formăm o familie, pentru că voluntariatul nu înseamnă să facem lucruri pentru ceilalți, o facem pentru noi în primul rând, pentru comunitățile noastre de romi, și vă așteptăm să facem o echipă mare și frumoasă, din care toți să avem ce să învățăm. Din 2017 s-a născut această conferință, din dorința de a vedea tinerii și de a ajuta tinerii să se întoarcă cu fața către comunitățile de romi. În toată perioada aceasta de două zile de conferință, am încercat cumva să mobilizăm și să învățăm împreună cum să ne comportăm atât cu cei din comunitate, dar și cu cei din organizație, pentru că avem nevoie de a cunoaște comunicarea internă, cât și comunicarea externă. În prima parte a acestei conferințe am avut exact acest lucru de comunicare internă, unde am încercat împreună cu membrii organizației de tineret să punem în aplicare și să înființăm practic 5 comisii de specialitate și de lucru, cum le numim noi, în diferite domenii, precum educație, sport, dezvoltare comunitară, combaterea discriminării și comisia de cultură. Membrii organizației de tinere vor face parte, s-au împărțit fiecare după dorințe, în câte o comisie. Fiecare comisie și-a ales președintele comisiei, vicepreședintele, dar și secretarul general, secretarul comisiei, mă scuzați, dar și membrii comisiei. Comisiile respective vor veni cu propuneri către Consiliul Director al Organizației de Tineret, ca apoi cele 5 cluburi, de care o să vă povestesc imediat, împreună cu cele 5 cluburi, le vom pune în aplicare aceste activități. Astăzi, sâmbătă, am avut onoarea de a avea alături de noi pe doamna Sarmiza, poate din punctul nostru de vedere unul cel mai bun comunicator ai României, unde am învățat practic comunicarea externă, comunicarea, cum să comunicăm corect în comunități, cum să comunicăm corect în spațiu public și cum să comunicăm corect între noi tinerii. Ne bucurăm și suntem extraordinar de fericiți că doamna a fost alături de noi, în condițiile în care tinerii, timp de 4-5 ore cât a stat doamna cu noi, practic nu mai vreau să se mai termine această întâlnire. Apoi am avut onoarea să avem și conducerea Asociației Partida Romilor alături de noi și vreau să amintesc pe domnul președinte Nicolae Păun, pe care pe această cale îi mulțumesc că mereu, și când spun mereu, nu exagerez, că avem ușa deschisă. De asemenea, a fost prezent alături de noi și domnul Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi. Pe această cale vreau să mulțumesc tuturor tinerilor prezenți la această întâlnire și sper ca această întâlnire să fie un model practic pentru toată mișcarea romilor și pentru comunitățile de romi.
Președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, s-a deplasat la Giurgiu, unde a participat la o ședință publică alături de reprezentanții autorităților locale și membrii comunităților de romi. La eveniment au fost prezenți subsecretarul de stat Bogdan Paraschiv, prefectul județului Giurgiu Florentina Stănculescu, vicepreședintele Consiliului Județean, reprezentanții ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, inspectorul pentru rom din cadrul Inspectoratului Școlar Județean, dar și peste 160 de delegați ai filialelor Partidei Romilor din localitățile județului. În cadrul întâlnirii, tema principală și cel mai intens dezbătută a fost legată de legea 156/2020. Privind prevenirea separării copilului de familie, care pe fondul unor interese politice a fost utilizată pentru a stârni controverse și panică în rândul familiilor de romi. La nivelul României există o lege, la nivelul anului acesta trebuie închise toate casele de copii care mai sunt în funcțiune. Mai sunt vreo 50 de case de copii, din câte știu, nu, domnule director? Nu, la nivel național? Nu, centrele mari vorbesc, nu mai sunt. Până în 50 de case, iar avem obligație acestea să fie închise. Și să vrem să înțelegem, și să vrem să ducem undeva copiii, nu avem unde. Deci, clar, nu, acest lucru trebuie să dispară din gândurile dumneavoastră, că nimeni nu vă va lua copiii, nimeni nu vă va aduce copiii să îi separe de familie. Nu legea aceasta, nu PLX 145 și mai nou legea 156/2023 trebuie să panicheze lumea, și modul în care unii oameni politici încearcă să manipuleze din nou electoral comunitatea romă. Mă adresez dumneavoastră pentru că n-am înțeles nici la data când s-a publicat acest act normativ, nici ulterior publicării, când parte din societate a luat foc, interpretând nu știu din ce cauză sau care au fost mecanismele care au dus la această interpretare, că există posibilitatea preluării forțate a copiilor din familie. Citind textul de lege, nu am găsit nicăieri, absolut nicăieri, problema preluării cu forța a copiilor din familiile naturale. Nu există așa ceva. Eu cred că cine a lansat pe piață genul acesta de dezbatere absolut neproductivă și neprietenoasă nu a cunoscut sub nicio formă nici legislația europeană în domeniul protecției drepturilor omului, chiar și a drepturilor copilului, și nici legislația națională. Legea vorbește numai de prevenire, de prevenirea separării, legea vorbește numai de prevenție, legea vorbește numai de sprijin acordat familiilor, nu vorbește niciun articol și niciun paragraf despre preluarea copiilor în mod forțat în instituții rezidențiale sau în sistemul de protecție familială. Participanții și-au exprimat deschiderea pentru o colaborare cu Partida Romilor în vederea respectării legislației și susținerii drepturilor cetățenilor romi. Instituția pe care o conduc are preocupări constante în a se implica în viața comunităților rome din județul Giurgiu. Sunt multiple acțiunile pe care instituția prefectului le organizează și vreau să vă spun că referitor la această lege 156, care este percepută oarecum greșit nu numai în comunitățile rome, în general în familiile vulnerabile. Săptămâna viitoare, miercuri, instituția prefectului se va deplasa la Bolintin Vale, unde vom avea o întâlnire cu comunitatea romă din orașul Bolintin Vale, precum și cu rom din localitățile care doresc să participe la această dezbatere, unde sperăm să, de asemenea, să clarificăm aspecte legate de legea 156 și legate în general de integrarea comunității rome. Aș vrea să fac câteva comentarii vis-a-vis de necesitatea acestei legi. De altfel, eu nu o consider o simplă lege, ci o consider un proiect de țară pe un domeniu extrem de sensibil, domeniul de protecție a copilului. Pentru că așa cum este gândită legea, ea practic derulează un ansamblu de activități pe o perioadă mare de timp, cu rezultate cuantificabile,
cu sarcini și responsabilități extrem de clare pe instituții ale statului ancorate în această activitate. Vreau să vă mărturisesc că nu este zi, cel puțin la nivelul județului Giurgiu, să nu avem un eveniment în care trebuie să ne deplasăm și să analizăm dacă viața, sănătatea copilului este pusă în pericol. Zilnic ne deplasăm în județ. Săptămânal avem copii pe care îi extragem din familii și îi aducem în zona rezidențială sau maternală. Copii bătuți, copii lăsați, abandonați, bolnavi, înfometați, victime ale violenței domestice, victime ale unor abuzuri sexuale, chestiuni care sunt de un tragism ieșit din comun. De aceea, cred că Ministerul a trebuit să intervină pentru a găsi un instrument legislativ și chiar operativ, dacă vreți, să intervină pe această chestiune. Sunt două probleme pe care eu mi le pun vis-a-vis de această lege. Ca aceste mecanisme pe care le promovează legea să ele să funcționeze. Pentru că domnule secretar de stat și domnule Păun, trebuie să fim de acord că legea este pentru a fi implementată și pentru a avea succes trebuie să îndeplinite cumulativ două condiții. Condiția de finanțare și nu știm, pentru că vedeți, presiunea vine acum pe spasuri, pe comune, pe bugetele lor și nu știm în ce măsură vor fi banii necesari tot timpul, pentru că aici trebuie o finanțare non-stop și condiția de resursă umană. Dacă guvernele și guvernul României acum și care va urma și nu știu, vor avea înțelepciunea să asigure finanțarea acestui proiect, el va fi un proiect de succes. Cât despre această poveste că se va lua copii, cred că e o glumă proastă. Președintele Partidei Romilor a atras atenția că organizația sa nu va permite manipularea și folosirea comunităților de romi în scop electoral. Totodată, Partida Romilor se va implica la nivel național pentru aplicarea corectă a măsurilor legislative. Nicolae Păun a cerut autorităților din Giurgiu responsabilitate și cooperare în combaterea abuzurilor de orice fel. În toată țara am dat drumul la o rundă de întâlniri cu reprezentanții noștri din comunitățile unde noi avem structură, pentru ca să avem niște discuții lămuritoare vis-a-vis de această lege, cum o știți voi, legea Firea, care, după cum vedeți, n-ar fi reprezentat un așa mare deranj dacă nu ar fi ieșit niște lăutari politici, cum sunt ăștia de la AUR, să alarmeze țara, să spună că legea ne ia copiii din casă. N-ar fi fost un așa mare deranj. După cum v-au explicat oficialitățile județului dumneavoastră, există o lege 272 din anul 2004 care vorbește despre drepturile copiilor la nivel național, neapărat despre copiii romi, despre toți copiii din țara aceasta, și vorbește legea 272 și despre anumite situații în care, atunci când copiii, repet, în general, sunt abuzați sau sunt supuși unor munci silite sau, depinde de situație, sunt abandonați de către părinți sau
depinde de situație, când sunt găsiți pe stradă, în canale sau sunt copiii străzii, cum îi cunoaștem cu toții, atunci asigur că statul se simte dator să intervină și să facă ceva cu ei, că da, asta este democrația. Și vorbim despre următorul aspect. Noi, țiganii, și nu numai țiganii, cred eu, în opinia mea, că nu prea ar trebui să ne facem așa mari griji când ne gândim la copiii noștri, pentru că noi, în general, ne iubim copiii. Și atunci, pentru care motiv să mă îngrijorez eu? Când eu mă las pe mine, nu mănânc eu, îl îmbrac pe el, încerc să-l dau la școală, încerc să-i fie bine. Dar sunt situații care, sau situații în care unii dintre noi dau cu bățul în baltă și dau rău de tot. Exact cum vă spunea domnul director, că asta încercam să mă conversez cu dânsul, spunându-vă sincer că e primul director pe care îl întâlnesc din turul ăsta de forță de prin țară, care are curajul să spună că în Giurgiu există zilnic, atenție, zilnic, cazuri de abuzuri față de copii. E o nenorocire ce se întâmplă. Cum adică zilnic să am cazuri înregistrate de abuzuri față de copii? Orice să facă statul aici, trebuie să intervină. Referire la această lege, care ea este în vigoare, dar normele de aplicare ale legii încă n-au apărut. Probabil că o să apară undeva prin toamnă. Nici nu știm dacă va fi operațională sau se va implementa așa repede, pentru că mai sunt destul de multe probleme. Una dintre ele, domnul director a ridicat-o cu franchețe. Și a spus, domnule, nu sunt bani. Doi, nu avem personalul îndeajuns. Este adevărat. Formă, se vorbește despre aceste centre de zi. Păi, când toată țara e în grevă, voi aveți senzația că guvernul are timp acum să facă centre de zi pentru copii? Nici gând. Mai sunt și alte chestiuni. Consiliile astea consultative, care sunt deja din 2004, au fost făcute pe picior. Despre ce este vorba când vorbim despre consilii consultative? Atât legea 272, cât și legea asta 156 vorbește de această aceeași chestiune, de aceeași mărie, dar cu altă pălărie. Dar noi tot n-am fost consultați și asta mă deranjează pe mine. Deci, eu pot să spun că e o lege bună, dar ca orice lege trebuie îmbunătățită, că sunt multe chestiuni care clar nu iese cum trebuie să iasă. Că dacă ar fi trebuit să iasă cum trebuia să iasă din 2004 și până acum, de 18 ani de zile, dacă ne luați și pe noi, pe țigani, și ne introduceați în Consiliul ăla consultativ, așa cum spune legea, probabil că acum nu era atât de mare deranj. Știți cum e? Dar sunt anumiți primari care își văd treburile lor și ne tratează cum ne tratează. Spune, lasă-i treacă de țigani, ce mai bag eu pe ăștia în Consiliul Consultativ acum să vadă ei când fac eu o anchetă. Etena, trebuie să-i dai raportul țiganului. Păi numai fraților, că acum sunteți obligați. Am atenționat de multiple ori în mai multe întâlniri că prefectura este cea mai importantă în ceea ce privește aplicabilitatea unor legi. Doamna prefect, dumneavoastră sunteți reprezentantul guvernului. Dacă dumneavoastră nu urmăriți cu foarte multă atenție ce se întâmplă în acele consilii consultative și dacă nu țineți cont, domnule director, de anumite sesizări pe care le facem noi în ceea ce privește anchetele abuzive, păi să știți că n-am făcut nicio treabă.
Pentru că să vină mie să-mi ia copilul din casă acum pentru faptul că, într-o anchetă socială, pentru că n-am două camere sau pentru că n-am ce să mănânc sau n-am ce să îmbrac, am ce spun așa, păi mi-ai creat aceste posibilități? Nu. Păi atunci n-ai ce să cauți. Nu, domnule, că eu respect legea. Nu respecti legea, că încalci legea. Pentru că vorbim de prevenție. Deci prima dată vorbim de prevenție, prima dată ne ducem, vedem, analizăm, iau pe un membru din cadrul partidei sau din cadrul comunității, îi arăt, uite, bă, avem una, două, trei, patru cazuri. Începem o anchetă socială, trebuie să faceți acea planificare de măsuri, ceea ce mi se pare că se poate de corect. E, după ce am făcut acea planificare de măsuri pe un an de zile, începem și venim și aplicăm legea în ce context? Dom'le, hai să vedem de ce are nevoie familia asta. Păi are nevoie de lemne. Hai să-i cumpărăm lemne. Are nevoie să-i plătim lumina, pentru că n-au venituri. Hai să-i plătim lumina. Are nevoie de haine pentru copii. Hai să-i luăm haine la copil. Are nevoie de rechizit. Hai să intervenim. Hai să-i căutăm de servici tatălui. Hai să vedem mama în ce condiții și tot așa mai departe. Cât sunt în casă? 4, 7, 9... au ajutor social și tot așa mai departe. Deci eu vreau ca noi să fim parte în acest proces. Nu suntem parte, încălcați legea. Eu nu am un ton agresiv, ci un ton imperativ. Este o diferență extraordinar de mare. Adică, pe de o parte, dacă am susținut această lege și am fost de acord că această lege să existe, cred de cuvință, ca și dumneavoastră, domnule director, că dacă este bine gândită, dacă este aplicată corect, că este o revoluție în ceea ce privește viitorul copiilor noștri. Pentru că nici noi nu suntem o nație de sălbatici, în proporție de 99% ne dorim binele copiilor. Adică și noi vrem să-i dăm la un after school, și noi vrem să învețe carte, și noi vrem să-i vedem că au ajuns undeva sus. Dar în vreme ce încă societatea noastră e găunoasă și foarte găunoasă, cu multe, multe găuri, nu încercăm să căutăm țapii spășitori tocmai pe țigan. Că sunt multe chestiuni pe care putem să le aducem în discuție. Sigur că noi vă vrem parteneri, sigur că noi vrem să colaborăm cu primăriile, sigur că noi vrem să organizația noastră să se întărească foarte mult în teritoriu și să fie un partener la fiecare, ca să spunem așa, localitate, al instituțiilor, al OAT-urilor și la nivel județean. Dar trebuie să vedem această deschidere. Pe noi nu ne interesează coloratura politică, ca să înțelegem din start. Poate să fie președintele Consiliului Județean membru USR. Nu mă interesează. Poate să fie orice ar fi. Nu mă interesează. Poate să fie primarul galben, roșu, albastru, verde. Dacă vorbim de comunități și vorbim despre romi, atunci trebuie să spunem așa, dom'le, avem aici un context cu o lege, adică ne raportăm la un cadru legal de referință, pe ăla încercăm să-l aplicăm și mai departe, la revedere, nu ne interesează partea politică. Nici nu vreau să se înțeleagă că noi astăzi, din acest motiv, am și făcut precizarea asta, să nu se înțeleagă cumva că noi facem politică astăzi sau că încercăm să ținem cu cineva. Eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru participare și pentru intenția bună de a fi prezent și de a lămuri și de a liniști puțin oamenii. Asta nu înseamnă că neliniște nu există și asta nu înseamnă că greșeli nu pot exista. Dar s-ar putea să avem următoarea situație și din acest motiv v-am atenționat cu deosebit respect față de instituțiile pe care le reprezentați. Admiteți teoretic că după focul ăsta de paie, ca să-i spunem așa, politic, transmis de către Gheorghe Simion și Aur, toată lumea a rămas în cap cu legea firea că se ia copilul. O să asistați la o anchetă socială corectă și o să trebuiască să extrageți copilul, că nu aveți ce să faceți, nu? E corect, da? După o hotărâre judecătorească, după un parcurs, după... E corect, da? O să aveți un executor, o să întâmple niște chestii. Dar atenție! Că dacă cineva de la dumneavoastră, din sistem, după cum spuneam, îl dădeam ca și exemplu, face o anchetă socială abuzivă sau nu abuzivă, sau poate e corectă sau nu corectă, foarte corectă,
Dacă nu există transparență și nu există explicații date comunității, o să pățim exact cum am pățit cu cazul de la Ciorăști. Adică cazul de la Ciorăști, de la Vrancea, unde s-au luat cei patru copii, nu se datora legii 156 și se datora legii 272 și nu era anchetat de o zi, era de cât credeți? De 7 ani. N-avea nicio treabă una cu alta. Ar trebui să trimit repede ambasada mea, să trimit oamenii mei în teren și să stea pe capul la DGASPS, să stea pe capul la toată lumea. Aseară m-a informat liderul meu că le-a găsit și casă oamenilor. Nimeni n-a făcut nimic. Dar ne-a dus și am luat copii. Mi-a rămas mie plașca pe cap și a trebuit să trimit oameni să le găsim casă și acum suntem ca în nuc. Nu merge așa. Trebuie să colaborăm. Pentru că după aceea și dumneavoastră și prefectura și președintele Consiliului Județean și tot activul de partid și noi și toată lumea o să fim bănuiți că am colaborat cumva pentru ca acești copii să fie extrași din familiile lor. Adică buna intenție o să se transforme într-un mare, mare eșec. Dacă oamenii noștri, și cu asta am încheiat, vor face parte din acele consilii consultative, și aici este problema doar a prefecturii și a nimănui altcuiva, pentru că un primar nu poate să încalce legea, un primar spune așa, domne, ai, că am călcat-o până acum, 272 am călcat-o fără probleme. Eu n-am auzit unul în toată țara, în vreo 500 de comunități de romi pe care noi le avem înscrise la partidă, n-a venit în atâția ani de zile unul să-mi spună că face parte din Consiliul Consultativ la UAT. Niciunul. Și dintr-o dată ne trezim cu chestiunea asta în față. Nu. Ține foarte mult de prefectură, ține foarte mult de primari, ține foarte mult de seriozitatea DGASPC-ului la nivel județean. Spune, domne, nu ne jucăm cu oamenii ăștia. Domne, trebuie să fie acolo, trebuie să fie prezenți. Nu sunt prezenți, faceți niște gafe, pentru că după aceea se rostogolește toată povestea. O să vedeți comunitatea că se războiește, o să vedeți că e țigani în stradă și uite cum am dat foc la țară. Pe ce? Pe niște chestii pe care nu le-am făcut cu cap. Dacă le facem, le facem cu cap. Dacă nu le facem, mai bine dă-le, Doamne, iartă-mă încolo. În județul Giurgiu există localități în care ponderea romilor depășește 40%. În acest context, în cadrul grupului mix de lucru, Partida Romilor a semnat un protocol de colaborare cu instituția prefectului, vizând includerea resursei umane rome în structurile consiliilor consultative care vor participa la anchetele sociale din comunități. Există premizele unor protocoale și unor colaborări extraordinar de bune. Faptul că în fiecare comună am putea să avem acest personaj din cadrul Consiliului Consultativ al primăriei respective, așa cum spune și această lege 156, nu e decât benefic comunităților de rom și nu neapărat de rom, pentru că nu vorbim doar de comunitățile de rom, vorbim despre persoanele vulnerabile, aici nu vorbim despre etnie, despre gen, despre nimic. Oamenii ăștia au nevoie de ajutor și noi putem, suntem în măsură să-l ajutăm, am învățat pentru așa ceva. De asta ne dorim foarte mult ca și noi să facem parte din această soluție, pentru că este o soluție până la urmă, să le aliniem la tot ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, la tot ceea ce înseamnă reperele lor, pentru că altfel riscăm să rămânem și să creăm niște crevase sociale între comunitatea de rom pe o parte și comunitatea majoritară pe partea cealaltă. Nu ne dorim decât normalitate, lucru care credem noi că este firesc. Vă dați seama că toți acești oameni care vin din cele 16 comune, în comunele lor sunt aproape majoritare. Vă dau de exemplu Bolintin Vale, unde la o populație de 11.200 de locuitori sunt 4.500 de persoane de etnie romă. Vă dau comuna Vărăști, unde din 4.200 de locuitori sunt 2.600 de persoane de etnie romă. Sunt localități în care depășim uneori nu doar 20%, ci chiar mai mult. Și atunci este imperios cumva necesar ca și oamenii noștri să facă parte, măcar consultativ, dacă nu neapărat la decizie. Dar este necesar ca ei să participe. Am tot vorbit despre resursa umană romă și ne refeream la expertul local rom, mediator sanitar, mediator școlar, asistentul comunitar. Ei bine, iată că această persoană de contact este extrem de importantă ca să revină cumva în ceea ce înseamnă decizia referitoare a comunității, în ceea ce o privește pe ea însă și pe comunitate. Продолжение следует...
problemele cu care se confruntă comunitățile de rom și soluțiile care trebuie transpuse urgent în agenda proiectelor de acțiune au fost dezbătute de reprezentanții filialelor organizației Partida Romilor din zona Ardealului în cadrul unor ședințe regionale. La Brașov, alături de liderii filialelor din județele Harghita, Covasna, Mureș și Brașov, a fost prezent deputatul minorității rome, Cătălin Manea, coordonator regional al Partidei Romilor în zona Ardealului. În sală au fost prezente peste 150 de persoane, liderii Partidei Romilor din filialele locale, mediatori școlari și sanitari, inspectori școlari pentru romi, pastori și experți pe problemele romilor, dar și membri ai organizațiilor de tineret ale Partidei Romilor. Cu prioritate a fost dezbătută informarea familiilor din comunități în legătură cu legea 156/2023, privind prevenirea separării copilului de familie. În acest sens, coordonatorul regional a amintit de importanța întâlnirilor locale pentru informarea corectă a părinților romi și a recomandat utilizarea instrumentelor pe care le pune la dispoziție tehnologia în zilele noastre. Avem informarea corectă a comunităților de romi din România și dacă dai mai jos, așa. Vedeți că aici este un cod QR. Ăsta de aici. Cu telefonul, tot hotărând. Acum am văzut și ei care merg la coasă, vedeți, și mai trage sufletul, intră și el puțin pe TikTok, pe Facebook. Mai nimică. Televizorul portabil în ziua de astăzi este telefonul. Puțin oameni mai ajung să uite la televizor, la știri. Până la știri se uită pe Facebook, cu ce mai a postat unul, altul, se informează de pe telefon. Și atunci dacă vrea să vadă cum e cu legea asta și tot are și românul și român telefon, să scaneze codul ăsta. Pac! Și apare legea în integralitate și s-a lămurit singur, da? În cadrul discuțiilor, o atenție deosebită a fost acordată temelor legate de educație, fiind prezentat impactul noilor reglementări din legea învățământului preuniversitar în comunitățile de romi. Un alt punct important pe care trebuie să dezbatem este cu privire la noile reglementări din legea educației, respectiv din legea învățământului preuniversitar, care se va aplica din 1 septembrie și care vizează copiii romi, pe de o parte, care vizează beneficii sociale pentru acești copii romi, modalități de a fi menținuți într-un număr cât mai ridicat în sistemul de învățământ românesc, dar vom trece în revistă și principalele reglementări legislative care vizează statutul mediatorilor școlari, statutul cadrelor didactice rome, statutul inspectorilor școlari pentru romi. În cadrul ședinței regionale de la Brașov, participanții au stabilit viitoarele acțiuni privind organizarea sucursalelor locale și consolidarea parteneriatului dintre Partida Romilor și autoritățile locale din județele Mureș, Brașov, Covasna și Harghita. Tot în cadrul unei întâlniri regionale, echipa condusă de deputatul Cătălin Manea s-a întâlnit la Baia Mare cu membrii filialelor Partidei Romilor din localitățile județelor Maramureș și Satu Mare, coordonate de Ștefan Baloc, Zolt Goza și Horvat Ignaz. La eveniment au participat peste 100 de lideri locali ai Partidei Romilor, mediatori școlari și sanitari, tineri, reprezentanți ai bisericilor penticostale, dar și reprezentanți ai primăriei Baia Mare și Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională. Discuțiile au vizat cu prioritate informarea corectă a romilor din comunități privind aplicarea legii 156/2023, organizarea sucursalelor locale și consolidarea parteneriatelor Partidei Romilor cu autoritățile locale. La Cluj, deputatul Cătălin Manea împreună cu liderul Partidei Romilor Cluj, Dragoș Roșianu, s-au întâlnit cu prefectul județului, Irina Munteanu, și cu reprezentanții instituțiilor și autorităților locale și au discutat în cadrul grupului mix de lucru despre colaborarea Partidei Romilor cu autoritățile în ceea ce privește aplicarea legii 156/2023, dar și despre problemele cu care se confruntă romii din comunitățile locale. De asemenea, în cadrul ședinței regionale de la Cluj, echipa de la centru s-a întâlnit cu peste 200 de persoane, lideri locali, pastori, mediatori școlari, mediatori sanitari și cadre didactice rome din județele Cluj, Alba, Sălaj și Bistrița Năsăud. Participanții au dezbătut pe larg efectele legii 156/2023 și necesitatea informării corecte a comunităților pentru combaterea dezinformării și manipulării romilor.
În cadrul ședinței au mai fost discutate teme privind organizarea sucursalelor județene, colaborarea cu autoritățile publice locale și stabilirea acțiunilor în programul sucursalelor prezente. Președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, a avut o intervenție telefonică prin care a felicitat filialele care s-au remarcat în acțiunile derulate în interesul comunităților și a transmis mesajul său privind prioritățile de acțiune, mai ales în privința parteneriatelor cu autoritățile pentru evitarea abuzurilor și pentru respectarea drepturilor romilor din comunități. Din viața romilor, continuă, rămâneți alături de noi! Basketbalist înseamnă să fii implicat într-o lume sportivă care presupune spirit de echipă și de sacrificiu, inteligență și rezistență nervoasă. Cristian Florea este un tânăr care se remarcă prin talia înaltă, prin proporțiile armonioase ale corpului, prin mult bun simț și, nu în ultimul rând, prin finețea, precizia și fantezia cu care execută exercițiile tehnice și tactice. Să-l cunoaștem așadar pe sportivul care a plecat de jos, iar după un deceniu de muncă are mari șanse să devină o reală vedetă a unui sport popular cu milioane de spectatori. Basketul pentru mine reprezintă mai mult decât un stil de viață. E ce știu să fac cel mai bine și locul unde mă simt cel mai bine. N-aș putea să descriu în cuvinte ce înseamnă basketul pentru mine. Deci în absența basketului, viața pentru eu. Tine nu sunt eu, dacă nu fac n-ar fi ce trebuie, da. Nu? Nu, în niciun caz. Hai să vorbim despre începuturi și puțin despre familie. Da? Ai o familie, oameni obișnuiți, oameni normali, ai o soră cu alte pasiuni decât tine. Spune-mi tu, povestește. M-am născut într-o familie din Ferentari, de oameni modești. Mama și tata au muncit de când îi știu, de când sunt ei pe pământ, în fabrică. Sora mea... a avut mai mare, mai mare decât mine, da. Mai mare decât mine cu 3 ani, a avut alte înclinații față de sport. Când eram mic a practicat așa sport, dar nu prea s-a lipit nimic de a sport. A încercat. Da, ca orice copil. S-a dus mai mult înspre partea de actorie, a tras-o și a continuat pe drumul acesta. Acum am momentan la facultate, la facultate de asistență socială. Cum ai descoperit sau care a fost primul contact cu acest sport foarte frumos, zic eu? Cu basketul e o poveste foarte interesantă. Eram în clasa a treia, eram în timpul orelor de curs. Vine un... a venit la noi la oră niște oameni, nu știu exact ce, care era treaba cu ei, și ne-au prezentat clubul lor. Am început, poți să zic numele clubului? Da, bineînțeles. Am început la Clubul Sportiv Școlar numărul 6 din Berceni. Dânșii au venit la noi la clasă, ne-au dat niște pliante și am văzut că pe pliantele sunt toate sporturile de care auzisem și de care nu auzisem. M-am dus acasă la mama și am spus foarte entuziasmat că mama vrea să mă apuc de basket. Așa, asta a fost prima pornire, da? Da, din toate sporturile care erau pe pliantul acela, am ales basketul. Nu știam nimic despre basket, eram un copil de 8 ani, pur și simplu m-a atras pe mine. Și m-am dus la antrenament, a sunat mama la clubul respectiv, m-am dus la antrenament și mi-a plăcut. Era un mediu foarte plăcut. Antrenorii care și acum de fiecare dată când îi văd pe stadion, le mulțumesc pentru ce au făcut pentru mine, pentru că ei m-au adus pe drumul ăsta și m-au ținut pe drumul ăsta, pentru că au văzut că îmi doresc. A reușit să facă diferența, e clară diferența de valoare, e clară diferența de experiență, probabil, între cele două echipe. Sunt antrenor la echipa de Under 18 și Liga 1 a echipei Laguna București. În prezent, antrenamentele se desfășoară la comun. Unii dintre sportivii noștri care activează la Liga 1 sunt în momentul de față în pregătiri cu prima echipă din Liga Națională de Basket. Scopul clubului nostru este să promovăm tineri sportivi, așa cum este și Cristi,
pentru a face pasul către înalta performanță. El vrea să facă și Academia de Poliție, dar încă nu e hotărât, sigur are în față un examen al maturității foarte greu, se va hotărâ după aceea, are șanse din punctul nostru de vedere să continue să facă performanță în basket? Categoric, da, este unul dintre tinerii de perspectivă, dar mereu le-am spus tuturor că în viață ai nevoie de alternativă, iar școala nu poate fi lăsată pe un plan secundar. Așa este. Deci, practic, el a fost și olimpic la limba română, deci clar ce spuneți noastră se confirmă. Spuneți-mi pe ce poziție joacă el. El joacă pe poziția 4, însă la nivel de divizia B, Liga 1, el poate evolua pe mai multe poziții, fiind un jucător destul de versatil și cu o energie importantă pe care o aduce echipei meci de meci. Am înțeles că totuși decalajele de vârstă sunt foarte importante și cei de 18 ani trebuie să lupte împotriva unora mult mai mari, nu? Exact, exact. Sunt jucători profesioniști în divizia B, la Liga 1, care au poate chiar și 35 de ani, însă noi încercăm să-i promovăm pe cei tineri și avem mare încredere în ei. Încă un minut din acest fel, 2:41-26, cu oaspeții încercând și reușind. Hai să vorbim puțin despre parcursul tău la cluburile sportive și să le și amintim pe cele mai importante. Deci ai pornit de la clubul sportiv numărul 6, ai spus, da? Da. Așa, apoi? Apoi am continuat la Dinamo. Da. După o perioadă de cât timp? De un an. Așa. După care am continuat, m-am mutat la clubul voluntari. Da. Și în momentul de față, la Laguna Șars. Anul trecut am jucat tot sezonul întreg la voluntari, după care am decis că vreau să mă mut și din nou să fac ceva mai mult cu basketul. La clubul Laguna Șars sunt de părere că mi se oferă mult mai multe ocazii și șanse să continui pe acest drum. Poți să le îmbini, poți să îmbini școala cu sportul, pentru că ce faci tu deja nu se mai numește pasiune, adică tu sacrifici o jumătate de zi, da? Jucând. Pot și chiar dacă n-aș putea, ar trebui să o fac. În momentul de față sunt clasa 12, vreau să dau la Academia de Poliție. Da. Încerc din răsputeri să le îmbin pe amândouă, să îmbin și plăcutul cu utilul. Deci mai... la Academia de Poliție îți trebuie o condiție fizică excepțională. Da. Dar tu deja faci basket de performanță, da. Asta voiam să scot în evidență. Te gândești că o să poți să mergi în paralel, adică și cu sportul, să duci basketul la alt nivel? Să mergi părere, și la academie? Sunt de părere că da, atât timp cât îmi doresc acest lucru. Sunt de părere că ce îți dorești să faci, aia poți să faci cât de mult poți. La Academia de Poliție, chiar dacă o să intru, știu că pot să fac și academia în sine și în paralel să mă duc și cu basketul. Atât timp cât este un sport de performanță. Cei de la din cadrul meu pe IN susțin acest lucru. Acum să vedem ce ne rezerva viitorul și ce vrea Dumnezeu. Spune-mi, te rog, care e cea mai mare dorință ta vis-a-vis de sportul ăsta care ți-a schimbat total viața? Să joc la un nivel profesionist. Adică, zi maximum. Unde, adică maximum la care sper, dar realist vorbind. Liga Națională. Am reușit să îl surprindem pe Cristian în timpul unui antrenament de basket, cu doar o zi înainte de unul dintre importantele meciuri la care va participa, și am constatat că descrierea lui, făcută de antrenorul Andrei Rusu, corespunde total. Cristian ocupă poziția numărul 4, adică este un jucător cu înălțime impresionantă, bun recuperator, bun aruncător semidistanță, care realizează blocaje excelente în ofensivă. Dacă așa stau lucrurile la antrenament, să vedem în continuare cum îl caracterizează unul dintre cei mai buni prieteni ai săi. Ce vă leagă pe tine și pe Cristian? Pe lângă pasiunea pentru basket, mi se pare că noi avem o mentalitate la fel, în sensul în care amândoi ne dorim mai mult de la situațiile în care suntem, ne dorim mai mult de la noi, ne dorim mai mult de la oamenii din jurul nostru și credem foarte, foarte mult în ideea de a face oamenii de lângă noi
mai buni, cât se poate de mai buni. Se poate așadar prin basket schimba cumva societatea sau mentalitatea societății? Eu cred că sportul, în general nu neapărat basket, orice sport e mai mult un stil de viață și o mentalitate. În momentul în care ai intrat într-un sport de echipă, într-un sport care presupune o seriozitate, o muncă, practic te cizelează, te fac un om mai bun și te învață niște principii de bază. În primul și în primul rând, cea mai mare inspirație a mea și jucătorul după care vreau să mă cizelez cel mai mult este chiar antrenorul meu, Andrei Tănase. Este un jucător undeva la 30 ceva de ani, abia retras, care în tinerețile sale, la vârsta noastră, făcea furor pe alături României, iar accidentările, din păcate, i-au pus capăt carierei, doar că simt în continuare că ar fi putut să fie unul dintre cei mai buni basketbaliști români dacă nu erau accidentările. Eu sunt patriot și vreau să spun, începând cu jucătorii din România, unul dintre jucătorii după care încizelez jocul este Andrei Mandache, joacă în prezent la Dinamo, cred că este ultimul său sezon. A făcut furor la nivel internațional, a jucat în cupele Euroliga, a reprezentat România fiind supranumit Mr. Triple Double, având niște numere excepționale. Vorbind de basketbalist român, mai este și Vlad Moldoveanu, care a reprezentat România în America, a făcut facultate acolo. Și vorbind de basketul american, bineînțeles, cel mai cunoscut Stephen Curry, vorbind de LeBron James, vorbind de foarte, foarte mulți jucători care și în momentul de față fac furori la un nivel internațional. Spune-mi, te rog, dacă ar fi să-l caracterizezi pe prietenul și coechipierul tău în două, trei cuvinte, care ar fi astea? Determinat, foarte serios și un suflet enorm. Chiar mi-ai zis la un moment dat înaintea interviului și trebuie să spun acest lucru, că poate singurul lui păcat e că e prea sufletist. Este mult prea sufletist și crede absolut că toată lumea din jurul îi vrea binele. Are o percepție atât de bună despre oameni și despre viață în general, încât își ia standardele și le pune mai prejos de alții și pune în primul și în primul rând, pe primul loc, lumea din jurul lui pentru a face la fel lumea un loc mai bun. Cristian, nu mi-ai spus despre ce faci tu în afara basketului. Nu mi-ai spus că ești și olimpic, ceea ce e un lucru lăudabil. Da. Sunt olimpic în clasa 7-a la română, la limba și literatura română. Am luat locul 2 pe etapa de sector. Mai apoi să iau locul 1 la etapa națională în clasa 7-a. Așadar, și bun la română și bun la basket. O să vedem cât de bun ești acum. Spune-mi, te rog, în încheiere, vă pregătiți pentru un meci important care o să aibă loc mâine. La momentul difuzării acestui reportaj, meciul s-a încheiat. Dar spune-mi, cu o zi înainte, ce speranțe ai, cu cine vă întâlniți și despre ce e vorba? Mâine ne vom întâlni cu fosta mea echipă, cu care am lucrat sezonul trecut, cu voluntari. Avem așteptări să-i batem. În tur am pierdut cu ei la 13 puncte, acum trebuie să-i batem la 14 puncte. Ne așteptăm să-i batem, ne antrenăm cât de tare putem și vom vedea ce va ieși. Ușor cu viața, anii trec bătrâne, ți-a
te apasă. O, măi, Doamne, și rămâi în suflet cu speranța. Când ești tânăr, viața e frumoasă și poți să te lupți ușor cu viața. Alegere bătrânețea te apasă. O, măi, Doamne, și rămâi în suflet cu speranța. Două vieți nimeni nu are, omul se naște și moare. Ești om dacă nu treci prin toate. Din copil ajungi bătrân, dar de ai un suflet bun, îți rămâne numele în spate. Să-ntoarcă două tinereți ca să trăiască. Orice om din lumea asta pleacă. O, măi, Doamne, și de două ori n-o să se nască. Nimeni nu poate de timpul să-ntoarcă două tinereți ca să trăiască. Orice om din lumea asta pleacă. O, măi, Doamne, și de două ori n-o să se nască. Două vieți nimeni nu are, omul se naște și moare. Ești om dacă nu treci prin toate. Din copil ajungi bătrân, dar de ai un suflet bun, îți rămâne numele în spate. Două vieți nimeni nu are, omul se naște și moare. Ești om dacă nu treci prin toate.